Capitanul echipei Craiova Maxima a fost așteptat la miezul nopții la capelă de către foști colegi, prieteni și suporteri care au luat parte la slujba de pomenire. Costică Ștefănescu va fi înmormântat sâmbătă la cimitirul Sineasca. Ca pentru orice craiovean cu sufletul legat de urbea Craiovei, a însemnat foarte mult. A fost o emblemă a Craiovei, a fost un model. A fost un om care a respectat și care a fost foarte respectat. A fost un exemplu excepțional pentru toți tinerii care doresc să facă sport și nu numai. Am ajuns acasă unde își dorea foarte mult. Veneam cu mare bucurie în Craiova, că veneam. Chiar se bucura de câte ori veneam, că era iubit de Craiova. Când mergeam pe sfârșit, toată lumea saluta, toată lumea. Și el venea chiar cu o mare bucurie. Și a petrecut cea mai mare perioadă a vieții aici a jucat. Și în Miami, când mergeam, îi cântam, m-a făcut mama oltean. Cu toate că nu era din naștere oltean, dar îi cântam, m-a făcut mama oltean. Rămâne nemuritor. Deci, m-au sunat astăzi din toate colțurile lumii, din America, din Venezuela, din Brazilia, din toate colțurile lumii au apărut la... și m-au sunat. Toată lumea a fost șocată, pentru că noi am ținut ascuns faptul că el este bolnav. Am luptat cu boala nascuns, tot ca să mă tot gândeam că minune și se va face bine. Știu că Acustică era un om mândru, vrea să se afle și... Niciodată nimic despre el, nimic, nimic, nimic. Era foarte mândru și nu... Dar boala a fost și a fost. Câți s-au făcut feci de speculații? S-ar dori să fie mormântat chiar și în satul unde s-a dorit din partea fratelui să meargă în sat acolo, dar care primăria... Care a fost dorința unei Acustică? M-a întrebat asta cineva. Nu puteam să îl întreb. Mori? Ce vrei? Nu poți să întrebi pe un om pe care îl iubesc să-i spui eu sunt... Pentru că eu până ieri la ora 1 și jumătate i-am spus... Vineri mergem la mănăstire și sperăm ca prin biserică să ai o șansă să mai trăiești măcar câțiva ani. Trupul neînsuflețit a fost adus în această dimineață la stadionul Ion Oblemenco, pe care Ștefănescu a jucat și a câștigat trofee cu Universitatea Craiova. Soția fotbalistului a izbucnit în plâns în momentul în care sicriul a fost adus la stadion. Colegii lui Costică Ștefănescu au venit pe rând la stadionul Ion Oblemenco pentru a prinde o lumânare. Am fost în preajma lui Costică în ultima perioadă și ținut legătura permanent. Am vorbit săptămâna trecută la telefon și mi-a spus că la începutul săptămânii actuale va merge din nou la spital. Da, uite că, din păcate, da, ce să vă zic, atunci când vorbiți de Costică, folosești cuvinte mici, fiindcă a fost un om deosebit, un om mare și în teren și în afara terenului de joc. Fiind craioveni, l-ați cunoscut și voi la fel sau în aceeași măsură ca și mine. Eu am avut șansa să fiu în 2009-2010 o perioadă de vreo 5-6 luni zi de zi în Cuveit și stat foarte mult de vorbă acolo despre multe lucruri din viața noastră, despre fotbal, despre toate. În jurul orei 14 la stadion va sosi și ministrul apărării Mircea Dușa. Domnului ministru al apărării Dușa, care a acceptat să fie mormântat cu onoruri militare. Biserica a acceptat să fie îngropat creștinește și va avea o slujbă religioasă. Costică Ștefănescu, fost capitan al echipei naționale în anii 1980 și gloria Craiovei Maxima, s-a stins din viață marți seara după ce a căzut de la etajul al 5-lea al unei clinici în care era internat. Fostul fotbalist suferea de o boală incurabilă în stadiu avansat.